Salutare tuturor și bine v-am găsit, dragii mei! Am ieșit la o scurtă plimbare prin pădure cu Eva și cu Iulian și am zis să iau și puțin humus de pădure pentru că vreau să semăn câteva răsaduri, dar voi semăna pentru consumul de microplante. Suntem, iată, la jumătatea lunii ianuarie, așadar voi semăna pentru a obține microplantele, urmând ca în lunile următoare să semăn pentru obținerea răsadurilor. Pentru a crește microplantele, vreau să folosesc pământul de pădure, mai precis humusul de pădure, pentru că știu că este 100% curat, 100% natural, pentru că, spre exemplu, în compost mai punem și, eu știu, plante care s-ar putea să mai aibă și ceva dăunători, boli, plus că mai aruncăm și gunoi de grajd și prefer totuși microplantele să le cresc într-un pământ de pădure. Așadar, voi da la o parte frunzele de la suprafață. Practic avem aici frunze descompuse în timp și mai avem și crăci și frunze și, bineînțeles, iarba care crește prin pădure. În rest nu mai avem absolut nimic. Știm că aici nu s-a stropit cu absolut nimic și de aceea consider că ar fi mai bun pentru microplante. Am mai plantat un humus de pădure și anul trecut am pus câteva răsaduri. Am văzut că au crescut foarte frumos. Practic, humusul este imediat sub frunze, la câțiva centimetri. Eu acum o să-l pun în această găleată. Acesta este humusul de pădure. O să-l cern pentru că mai are și mici porțiuni de lemn, de crenguțe de lemn. Bineînțeles că îl voi cerne înainte să semăn în el și o să-l pregătesc cumva. Dezinfectat. Pentru că sunt într-adevăr bacterii benefice, dar cu siguranță sunt prezente și, eu știu, dăunători care ar putea să facă rău microplantelor. Așa că o să-l pregătesc cumva înainte de a semăna în el. O să mergem mai încolo. Acesta este humusul prețios de pădure. Nu sunt de acord cu persoanele care cară din pădure cu căruțele sau cu camioanele, pentru că sunt și astfel de persoane, sub nicio formă. Eu consider că e ok să luăm câte o găleată ca să ne obținem răsadurile în propria gospodărie, însă în momentul în care venim și luăm cu camioanele, atunci deja este mult prea mult și consider că, din punctul meu de vedere, nu este ok. Bineînțeles, pământul îl voi lăsa să se usuce, după care îl voi strecura și îl voi pregăti pentru a semăna, după cum spuneam, microplantele. Microplante care sunt foarte prețioase, mai ales acum pe timpul iernii, când nu mai avem hrană verde, ei bine, microplantele sunt varianta cea mai bună pentru sănătate, pentru a obține dintr-o simplă plantuță abia încolțită, germinată, a obține nutrienții valoroși și
pentru organismul nostru, pentru a ne întări sistemul imunitar. Ne uităm. Așa. Dar despre microplante în alt videoclip, când voi semăna. Am înghețat aici terenul pentru că au fost minus 10 grade azi noapte. Nu, acum două seri, pardon. Și evident, mi-a privit ce pământ grozav. Să iau cu tot cu funde, pentru că, după cum spuneam, voi cerne. Cam atât, dragilor, pentru ziua de astăzi. Acesta este prețiosul humus de pădure pe care îl voi folosi la obținerea microplantelor pentru a diversifica hrana acum în perioada asta de iarnă, pentru a ne întări sistemul imunitar, pentru a aduce un surplus de vitamine și minerale naturale. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Bineînțeles că o să revin cu videoclipul când voi semăna microplantele, când voi pregăti substratul pentru semănat. Mulțumesc pentru atenție, vă mai aștept cu drag și la următoarele videoclipuri. Până atunci, vă doresc multă sănătate și spor la treabă. La revedere!